am început prost, am luat un gol pe o greșeală de-a noastră, dar după am controlat partida de la un capăt la altul și într-un final am reușit să smulgem un punct. Ce v-a spus Daniel la pauză? Ce să ne spună? Că am jucat bine prima repriză și să ținem tot așa, să încercăm să marcăm. Urmează meciul cu Metaloglobus, pe care probabil vom juca tot la Târgoviște. Putem obține atunci prima victorie? Da, normal. Urmează încă un meci greu, ca toate celelalte, și sperăm să câștigăm. Cum te-ai simțit la primul meci în tricoul Stelei? Am simțit, nu știu cum să vă spun totul, ca când ai o asemenea galerie, este o mândrie să joci pentru ei. Și chiar îmi pare rău că astăzi n-am putut să le oferim victoria, dar le promit eu, atât eu cât și colegii mei, că următorul meci o să avem altă față. Acest punct îl dedicați lui Daniel, care peste puțin timp își va aniversa ziua de naștere? Clar, lui Daniel, cât și spectatorilor, pentru că să te susțină de la începutul meciului până la sfârșit este minunat. La final ai fost primul dintre jucători care a alergat către galerie. Ce ți-au spus fanii? Da, m-au felicitat. Doar că mi-au spus că 1-1 pentru această echipă cum este Steaua nu este un rezultat foarte bun, dar sunt foarte bucuros și că am egalat și s-a terminat cu bine, să zicem așa, în ghilimele. Până la urmă trebuie să ne bucurăm că am egalat. Am avut multe ocazii, trebuia să, probabil, asta e primul meci, mulți jucători noi și am reușit să marcăm mai repede, dar jocul a fost unul bun și până la urmă ne-a răsplătit. Pe final am și drept dovadă, am și reușit să marcăm, să egalăm. Cum i-ai simțit pe noi colegi? Au fost multe schimbări în această vară în lotul Stelei. Da, eu zic că toți cei care au venit se vede o calitate în plus și drept dovadă și jocul nostru, mult mai ofensiv și cred eu că s-au adaptat și sperăm să continuăm pe aceeași linie ca joc și să câștigăm. Să ducem victorii, să bucurăm pe suporterii care au venit în număr foarte mare să fie alături de noi și ne pare rău că n-am putut să facem această bucurie o victorie. Ați avut în spate o superbă și numeroasă galerie. Ce mesaj le transmiți fanilor? Să fie în continuare alături de noi și a noi o să dăm, o să luptăm pentru Steaua, pentru ei, să ne batem pentru primele două locuri.